Bine v-am regăsit! ce mai mulți. Gata, Bine v regăsit, dragi cititori Herald, la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Pastile de Înțelepciune, o campanie online desfășurată pe site-ul editurii Herald. Astăzi este alături de noi Ovidiu Young, life coach, trainer, instructor Teta Healing și vom porni discuția noastră de la o carte publicată în colecția Colibri, așa cum vă spuneam, face parte din campania Pastile de Înțelepciune, o carte scrisă de Alan Percy, Platon pentru visători, 80 de pastile de filozofie cotidiană pentru a-ți transforma cele mai bune idei în realitate. Și am să încep discuția noastră cu citind câteva câteva rânduri. Primul capitol se numește Începutul este cea mai importantă parte a unei activități. Platon a susținut idei similare cu cele ale filozofilor din Orient, cum ar fi Lao Tzu. Care spunea că o călătorie de 100 de mile începe cu primul pas. Acest prim pas este uneori greu de făcut, întrucât inerția ne ține cumva pe loc și ne împiedică să ne realizăm obiectivele. Este ușor să ne închipuim că am obținut deja ceea ce voiam, să ne imaginăm că suntem acolo unde ne doream, dar cel mai adesea rămânem în etapa în care visăm cu ochii deschiși, fără să ne transformăm visele în realitate. Și întrebarea vine: De ce este atât de greu să facem acel prim pas? De ce este atât de greu să trecem de la conștientizare, da? de la conștientizarea unui proces, de la conștientizarea unei traume, de la conștientizarea unui moment important, să trecem la următorul demers, și anume acțiunea? De cele mai multe ori rămânem cu conștientizarea în mental. Dar este, este greu. Tot timpul amânăm sau tot timpul procrastinăm acțiunea. Salutare și mulțumesc pentru invitație din nou la frumoasa și foarte utilă editură Herald care mă ajută chiar și pe mine ca life coach în consultațiile mele, iată chiar cu astfel de carte. Este o carte extraordinară și Extraordinar de ușor de aplicat. Este foarte aplicabilă și utilă în viața de zi cu zi. Am citit-o și nu mă feresc din când în când să o redeschid. De ce? Pentru că inclusiv cartea ne răspunde cumva de ce este uneori mai dificil să începem. Că iată am spus, începutul este cel mai important, însă îți oferă pe parcurs. În mod mai mult sau mai puțin subtil suficiente motive ca să zic așa să treci la acțiune. Și asta vine cu ușurință, pentru că această carte spune și cum să faci. Dă exemple clare și concrete. În partea asta de mindfulness, în partea de spiritual și de cunoaștere profundă, cu uh, faptul că aduce lucrurile și într-o zonă. Pragmatică aplicabilă astăzi. Este într-adevăr, uneori, destul de dificil, după conștientizare, așa cum ai spus și tu, să mergi la acțiune. Sunt sigur nenumărate motive. Pe de-o parte, arată o nesiguranță, pe de altă parte, arată o lipsă de experiență de viață autonomă. Da? Poate ai fost în familie tot timpul să zicem, ocrotit de părinți sau de cei din jurul tău, poate ai avut o afecțiune fizică mai de mic și ai fost, ca să zic așa, din nou, excesiv poate protejat și nu ai dobândit să zic mușchii necesari pentru a acționa cu încredere din prima să zicem. Dar uh, important este că găsim soluții. Și aș mai da foarte pe scurt, este ceva ce chiar spun în bine pentru că am și formarea medicală, este și o explicație științifică care să te ajute, nu să spui ok ce bine nu eu sunt de vină, să te ajute să înțelegi uneori că, hai să-i spunem, e firesc să ai o poziție inițială la nou. Și se întâmplă așa, sigur avem mai multe glande în corpul nostru, una dintre ele este hipotalamusul, acesta se ocupă cu homeostazia adică cu păstrarea echilibrului în corp. Da? Dacă vine virusul, hipotalamusul se sizează și mobilizează armata de celule să elimine virusul. Adică ce este non-self corpului, slash cumva nou, el respinge. Acest lucru se întâmplă și la nivel de stare și la nivel de fapte. Dacă vreau să mă duc la sală, după ce n-am fost ani de zile sau sunt sedentari, o să pun o rezistență, adică o să găsesc motive, o să zic, da, astăzi plouă, azi e frig, hai că n-am timp acum, mă duc o dată, pormă după ce mă duc, zic, da, am făcut febră, nu mă mai duc, că iarăși fac și tot Acele scuze. așa. Și asta înseamnă că la musul consideră o acțiune nouă ca fiind non-self, adică nu integrează din prima. Dar după 21-30 de repetări, integrează acea acțiune și îți va veni foarte ușor să faci acel lucru, cum ar veni să te duci la sală, da? Deci dați liniștiți, dacă vă este puțin dificil la început, este o situație cumva fiziologică, însă avem și nu la benz care se pretă o serie de mediatori chimici și nu numai, care practic în momentul în care tu de motive să zic așa tragi de tine, îți pui mintea în acțiune și zici, măi, chiar mă duc, ok, efect, asta e mai e un hanor pe mine și mă duc. El te ajută și inhibă puțin activitatea acestui hipotalamus, astfel încât îți va fi din ce în ce mai ușor, cu fiecare mers la sală sau cu fiecare filă de carte citită să citești în final toată cartea. Ăsta ar fi uh, unul motivele care până la urmă țin chiar de partea fiziologică a corpului. Însă sigur sunt multe lucruri în spate și rând pe rând această carte ne arată uh, că ține de noi și îmi place foarte mult asta pentru că încă de la al treilea sau de la al treilea gând spune foarte clar înțelepții vorbesc pentru că au ceva de zis și pentru că trebuie să zică ceva adică te împinge cartea să te poziționezi, ca să zic așa, într-o zonă pozitivă a lucrurilor și te invită, de fapt, la introspecție. Ai ceva de zis, ai de lucru cu tine cumva de să vorbești doar așa. Vorbești și ne explică uh, cartea cam care ar fi uh, conduita uh, potrivită. În același timp... Uh, nu este, să nu se înțeleagă că este doar o carte pragmatică în care vine așa un titlu eventual poate unor mai pompos sau poate unor care străște o coistate și după aia merge doar în lucruri pragmatice. Pentru că în această carte se vorbește și despre iubire, despre efectele iubirii până la urmă. Adică spune, spune foarte clar că când sunt atinși de iubire, toți oamenii se transformă în poeți, inclusiv cei care de obicei nu aud niciun cântec interior. Mi se pare foarte frumos, și uh, cumva ne dă și ne pune pe tavă șansa tuturor să ne trăim uh, viața uh, frumos. Este, uh, din punctul meu de vedere, un. Uh, dacă ar fi să descriu grafic această carte, aș descriu exact cum este ADN-ul, cum se împletește ADN-ul. Așa se joacă frumos, ba cu emoția, ba cu pragmaticul, iată, ba a făcut cumva această separare pentru ca mintea doală să înțeleagă, mă vrei să fii așa sau vrei să fii așa? Și atunci fa asta. Pe de altă parte, iată, ne-a dus și împreună, în cazul ăsta, în iubire și ne spune că cu toții putem să ne trăim și să manifestăm viața noastră așa cum ne dorim. Este, Capitolul este relevant. 20. Capitolul 20, mi-a mai atras mie atenția, iarăși începe cu un citat frumos. Toate, toate capitolele din cărțile lui Alan Percy, din această colecție Colibri încep cu câte un citat. Citat care spune în felul următor. Cea mai frumoasă și importantă victorie este cea din bătălia cu noi înșine. Cum explici acest aforism? Așa este. Este cea mai frumoasă și cea mai importantă. În primul rând, a spune că este cea mai importantă să înțeleagă de ce. De fapt, în toată viața este vorba despre noi. Ok, trăim împreună. Și hai să rămân așa la exemplul acesta fiziologic al corpului uman. Celulele. Merg împreună în corp, sunt milioane, miliarde de celule, sigur, fiecare are o funcție anume și acționează împreună, nu se duce o singură celulă și elimină, eu știu, tot statusul inflamator din corp. Se duce o armată de un anumit fel de celule. Însă, celulele sunt și ele, totuși, individualizate și individuale, separate printr-o membrană celulară. Adică, ne spune cartea să fim împreună, dar când avem de lucru și când ne raportăm la viață, să ne raportăm din punctul nostru ca individualitate, ca unicitate. Și e cea mai importantă, să zicem, bătălie, pentru că indiferent ce se întâmplă în jurul tău, calitatea vieții tale este dată de modul în care tu te raportezi la viață și la ceea ce se întâmplă în modul tău, deci cumva tu ești cel mai important pentru asta și este cea mai frumoasă pentru că dacă ar fi să mi-aduc aminte de momentele de bucurie foarte trainice ca să zic așa, adică care au durat foarte mult din viața mea, sunt acelea în care eu bucățică cu bucățică să zic așa m-am redescoperit pe mine. Pentru că în momentul ăla, nu numai că mă redescopăr, adică uite, am o perspectivă nouă de viață, uite, pot să fac un lucru nou, uite, fac asta foarte bine și eu nu știam apropo de importanța feedback-ului. Uh, și în momentul ăla, efectul este pe termen lung, pentru că eu mă bucur de acel atribut, superputere sau calitate pe care am descoperit-o la mine, da? Dacă eu știu, nu știi, nu pictai să spunem și la un moment dat, pictai și constați că de fapt ai foarte mare succes, îți place foarte mult, te bucuri, ba poate chiar se și vând tablourile, tu te bucuri pe termen lung de această luptă cu tine și de asta este, este cea mai frumoasă și cu beneficii reale. De ce ai uh, recomanda această carte uh, cititorilor? Aș recomanda această carte cititorilor pentru a le crește calitatea vieții, gradul de conștiință, pentru a manifesta ușor, dar și destul de rapid ceea ce vor ei, pentru că este imposibil să citești această carte și să nu te regăsești măcar în anumite locuri, dar vă garantez că vă veți regăsi multe locuri în ea. Adică îți vei regăsi răspunsuri la întrebările tale și mai mult de atât cumva vei descoperi, cum am spus, te vei crește nivelul de autocunoaștere pentru că te vei redescoperi pe tine într-o formă în care tu poate erai dar nu știai, care îți va aduce foarte multă bucurie și asta doar citind o carte. Eu recunosc că sunt unul dintre oamenii care spun, mai nu citești o carte și s-a rezolvat toată viața. Dar cartea asta are o contribuție foarte mare și foarte rapidă astăzi exact la ceea ce trăim noi. Și îți dă o amplitudine pentru că ai zis de capitolul 20 la capitolul 21 zice o viață care, în care nu gândești profund nu merită trăită. Adică, cu alte cuvinte, vezi și dincolo de ceea ce ai văzut ieri. Nu stagna, pentru că stagnarea, de fapt, înseamnă evoluție. Și cartea asta, până la urmă, uneori te și e puțin așa și te îndeamnă. Adică, e o carte cu u ușor de citit, cu care ai dialog. Parcă vorbești cu ea, parcă e un debate, ea zice ceva, tu zici eu nu știu dacă e chiar așa sau cred că e așa sau cred că nu este așa sau spui uite exact așa mi s-a întâmplat și mie. Deci o carte care te îndeamnă să vorbești cu ea și atunci, o carte care te îndeamnă să vorbești cu ea, practic, îți aduce beneficii reale, palpabile și destul de rapide în viața ta de zi cu zi. E foarte simplu. Uite, am mai găsit un lucru interesant. Apropo de capitole și de titlul fiecărui capitol, la capitolul 18, responsabilitatea este a celui care alege. Unele persoane se pricep de minune, ceea ce eu cred, din punctul meu de vedere, că facem aproape toți, să dea vina pe împrejurări. Uh, ai pomenit puțin mai devreme, nu știu, nu mă duc la sală pentru că este foarte frig Caut o scuză, frigul de afară este o scuză pentru a nu mă duce uh, Dau vina pe alți oameni, Da, celebra vorbă, cauți țap ispășitor uh, În general pe lume și chiar pe ghinion, adevărul este că în majoritatea cazurilor Noi oamenii suntem responsabili pentru ceea ce ni se întâmplă Cumva gândurile noastre, da, care preced acțiunile, și apoi, bineînțeles, acțiunile pe care ar trebui în mod normal să le gândim, duc la niște efecte până la urmă. Dacă se strică mașina când plecăm în concediu, probabil că noi o să spunem, Doamne, ce ghinion am avut și așa mai departe, probabil că s-a întâmplat pentru că nu am făcut revizia necesară înainte de un drum lung. E foarte logic. Și foarte simplu, da. Exact dacă nu luăm un examen da? Și o să spunem, dar de ce tocmai mie mi-a dat acel, mi-a căzut acel subiect Tocmai mie mi s-a întâmplat să nu iau examenul Cu siguranță noi nu am învățat suficient Dacă un prieten se îndepărtează de noi Nu am avut probabil destulă grijă de acea prietenie Apropo de relații dacă o relație șchioapătă sau dacă o relație cu partenerul, cu soțul, soția, este disfuncțională, probabil că noi nu am avut suficientă grijă de ea. Nu, e devină socra întotdeauna. <laughs> Așa. Da. Îndeamnă um, um, la responsabilitate până la urmă um, cartea asta și uh, este chiar provocarea anului 2021. Dacă lumea individual, fiecare își va asuma uh, responsabilitatea este o mare provocare. Da? Mediul, ceea ce se întâmplă în societatea de astăzi, te împie la fiecare pas să spui că altul este de vină, că guvernul, că covidul, că vremea de afară, toată lumea e de vină și copiii îți devină că nu stau cu minți după ce fac de luni de zile școala online și așa mai departe. Ei bine, este responsabilitatea noastră cum spun eu clienților mei să ne facem temele și să faci tu ce poți pentru tine și să rezolvi tu, să duci mașinara revizie sau poate chiar dacă ai dus-o la revizie, mai ales bărbații ar trebui să știe sau mă ajuta între ei, știu poate n-ai fost atent că de fapt eu știu planetara aia bătea de două luni și tu n-ai făcut nimic și așa mai departe deci este important Exact cum le spun clienților mei să faci tot ce poți și să fii responsabil, tot ce ține de tine, iar la mine sau din perspectiva mea eu le definesc acest tot ce poți înseamnă așa, fă tot ceea ce știi că poți și un pic peste, pentru că întotdeauna mai e ceva acolo și uh, practic responsabilizarea este cuvântul cheie pentru că fără responsabilizare, chiar dacă ai trecut de primul punct care spunea că e cel mai important, da, începutul, uh, nu continui acțiunea. Pentru că de ce? Nu-i vezi sensul. Nu-i nu vezi sensul pentru că în momentul în care te duci către ceilalți ai ieșit din zona de a găsi soluții la situațiile existente și uite nici măcar n-am spus probleme soluții la situațiile existente. Mediul este o continuă provocare. Uh, cumva, în mindfulness, nu este, și în partea spirituală, nu este bine și rău. Asta e, sunt noțiuni pentru mintea noastră ca să înțeleagă și ok să le folosim, nu e nicio problemă. Dar ideea este că, de fapt, este, un, este exact ca muntele. Mai urci o pantă mai abruptă, mai cobori și ți este mai ușor, mai mergi drept, mai nu. Uh, este, de fapt, uh, ca o scenă în care noi jucăm. Nu poți să dai vina pe scenă că tu ai uitat sau nu te-ai pregătit foarte bine și ai uitat textul. <laughs> și atunci, cam, cam asta este zona de responsabilitate extraordinar de valoroasă. Și chiar dacă se folosește la capitolul acela, vom găsi elemente de responsabilizare pe tot parcursul cărții. Și vom vedea că este o carte, am spus ușor. De citit, ușor de vorbit cu ea, dar este o carte completă. Pentru că începe cartea, ca să zic așa, ca și Biblia, de la începuturi până la moarte. Deci, cu siguranță, te regăsești acolo și responsabilitatea este un factor cheie. Dragii noștri, am vorbit astăzi despre acest autor expert în coaching și în tehnici de îndrumare personală, Alan Percy. Alan Percy în colecția Colibri, Cartea Platon pentru visători, 80 de pastile de filozofie cotidiană pentru a-ți transforma cele mai bune idei în realitate. O carte publicată în colecția Colibri a editurii Herald, care face parte din campania Pastile de înțelepciune pentru o viață împlinită, a fost alături de noi Ovidiu Yang life coach, trainer, instructor Teta Healing, căruia îi mulțumim din suflet pentru informațiile prețioase și pentru faptul că am reușit cumva așa să disecăm fiecare capitolaș al cărții, fiecare citat și să îl explicăm. Vă mulțumim și dumneavoastră cu recunoștință Mulțumesc că ați pentru fost pentru invitație. cu mare drag video și noastră vă mulțumim că ați fost alături de noi la această ediție. Noi, bineînțeles, ne vedem la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru miți deschise. Până atunci, să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!